În play-off se jumătățesc punctele iar sau nu? În play-off se jumătățesc punctele și automat e diferența mai mică. Dar favoriți-vă pe cei de la FCSB, deoarece nu au câștigat niciun campionat și sunt mulți tineri și cred că au foamea asta de trofee. Dar cu toate că la CFR cu venirea domnului Iordănescu am văzut că joacă un fotbal destul de frumos. Altceva față de Dan Petrescu? Da, cu toate că cu Dan Petrescu știa că dacă dea gol era greu să egalezi, dar și nu mai multă lume se uita la meciurile lor. Dar acum, când joacă CFR, chiar joacă un fotbal frumos. Fotbal frumos joacă și cei de la Clinceni. Spuneai la un moment dat, da, prefer să mă întorc pe aceiași bani sau bani mai puțini undeva aproape aici, de București, în special pentru unii care mai aveți legătură cu zona. Și te întreb în ideea în care s-a refăcut un grup de la FCSB la Clinceni. Da, play-off, îi înțelegi pe acești jucători, la vârsta lor, la Clinceni, nu pare puțin ciudat? Pare ciudat, dar au câștigat trofee împreună la Steaua atunci cum era, sau FCSB. S-au dus acolo, au făcut un grup bun, au adus și câțiva străini de calitate. Eu zic că dacă aveau și terenul lor să fie mai bun, eu zic că duceau și se duce acasă, mai aveau câteva puncte. Au o echipă bună și cu un antrenor tânăr, îmi place, joacă bine. Și Chindi a făcut o figură frumoasă anul ăsta. În ce moment crezi că ai greșit? Sau în ce moment crezi că ar fi ieșit altfel dacă ai fi luat o altă decizie? Că mă uit așa, da, prin România, prin Liga 2 în Turcia. Ce moment să zic așa? O retrogradare. Vezi că acum, da, puteam. Nu știu, acum, după când a... Ce ai schimbat? Nu, cred că nu trebuia să plec la Dinamo în Turcia atunci. Dar, cred că singurul că l-a schimbat. Și de ce ai luat acea decizie? Da, nu, la începutul sezonului am jucat domnul Mircea Artenic tot anul. Așa. Am pierdut finala cupei și în următorul sezon a venit Neando. S-a bazat pe alt cupă de fundaș și Nedelcearu cu Mevlia. Și ne jucăm șase etape. Am vrut să plec, să fiu lăsat în pământ sau să fiu transferat. Și s-a ajuns să fiu transferat în Turcia, la Liga 2. Puteam să stau, să aștept, să mi-aștept din nou rândul. Asta a fost singura mea greșeală. Ai avut ocazia să te mai întorci la Dinamo? Nu. Nu am mai avut ocazia. Ți-ai mai fi dorit? Când am venit în Turcia, da. Dar când am venit în Turcia, singura echipă pe care m-a dorit a fost Chiajna. Din toți, din toată liga. Și cum te-ai simțit? Adică, nu știu, mă gândesc că nu e tocmai plăcut. Nu e tocmai plăcut. Îți faci alte planuri? Am stat acasă din mai până te uită lumea. Septembrie. 5 luni, da. Te uită lumea când pleci afară un an și dacă mergi într-un campionat puternic. Și cum au fost acele 5 luni? Nu se fie. Ce gânduri te-au luat? Ce, nu știu, îți vine să renunți, să te lași? Nu, n-am vrut să mă las. Nu, am pur și simplu stat să aștept să văd. Până la urmă trebuia să vină cineva să... Și atunci am venit cu telefonul domnul Miruț. Din străinătate? Nu a mai fost? Ba da, dar să te duci în străinătate pe un salariu cam la fel sau puțin mai mare, cheltuie mai mulți bani. Deci asta e explicația. Da. Chiajna aici, aproape... Da, atunci când am venit, da, Chiajna. Acum am 4 ani. fac 6 cu contract. Și mă gândesc că și la Chiajna, totuși, e o presiune. Nu cred că își mai permite acest club să rămână așa în Liga 2 fără speranțe. Pentru că știu că s-au încercat acolo de toate. Au venit preoți, în vestiar. Nu știu, cred că ce să se mai întâmple. Ceva s-a întâmplat, s-au schimbat și jucători și antrenori și tot nu s-a ridicat. Acum sperăm cu noul staff și cu așa să facem echipă bună pentru anul, să vedem. Cum am mai spus-o, e greu să aduci jucători de Liga 1 să se plieze la Liga 2. E diferit campionatul. La Liga 1 e mai ușor să joci. Domnul Alexandru Tudor, tot timpul când arbitra, cred că nu am avut niciun meci fără cartonaș la galben. N-ai scăpat. Nu, n-am scăpat. Dar nu zic numele de rău, adică îmi plăcea era să mă arbitrez. Dar da, dar tot timpul când... Și mă șceta tot timpul că iară fac faul, că iară. Da, dumnealui. Nu. Dar mi s-a părut... mi se pare arbitrul român bun, adică, nu știu, mă uitam și în Champions League, când arbitrau sau... Mi se pare că arbitrează foarte bine, nu știu, la noi...
ori stau mai relaxați. Se mai relaxați, da, nu știu. Dar mi se pare arbitrii români mi se par buni. Mai greșește și sunt oameni, dar cum a zis și domnul Șumudic, mai bine îți redai suspendare câteva etape și decât să eu am văzut în România strică un meci și următoarea etapă e delegată. Asta mi se pare puțin. Deci asta vă deranjează și pe voi. Simțiți și voi din teren frustrarea aceasta că ia uite, bă, exact. M-a nenorocit în ghilimele acum un meci. Cum ar fi, da. Nu sau ar fi corect cât stați voi să stea și ei? Sau dacă nu, Doamne ferește, nu se întâmplă ceva, da. Asta zic. El îmi strică un meci și după aia iar vezi altă etapă. Eu dacă îmi dă roșu, nu mai joc o etapă aia, nu? Dacă ar trebui să fie cât de cât puțin echilibru, dar dacă am ajuns să mergem la TAS să se certe Federația cu Liga, cred că s-a plictisit și ea de noi. La TAS, nu? Am fost la TAS, da. Bine, tu spui că ți se par bun, dar ies o grămadă de reprezentanți ai cluburilor și vedem și pe antrenori transfigurați de greșelile grave de multe ori. Chiar am văzut și acum la Liga a doua, la Petrolul cu Cluj cu Vitorul Pandurii în cupă. Da. Exact, în cupă, da. Ba un cot, ba o... Da, nu știu, dar dat penalti acolo și după aia dincolo nu dă. Mai crezi că nu sunt și intenții câteodată? Eu zic că nu sunt intenții, eu zic că... Sunt chiar atât de slabi? Da, unii sunt, da, slabi. Să nu zic așa, alt cuvânt. Ce ai mai putea să zici? Nu, se pare slabi așa, nu că n-ai cum să nu vezi, adică, părea. Depinde și cum e meciul și cum... Ce transmite echipa adversă, ce tensiune, antrenor, poate... Poate deci și se încăpățânează să nu mai dea. Că i s-a părut lui că l-a înjurat nu știu cine. Sau... Eu mă gândesc eu, nu știu. Uite, ți s-a părut Ișvan Kovac unul dintre cei încăpățânați? Cei... O personalitate așa, pentru că a fost și niște clinciuri. Ba un Florinel Coman, ba... Este un gen de central cu care nu poți să stai să... Da, la un dialog nu poți. Sau... Da, nu. Sunt unii arbitri care nu poți să porți un dialog cu ei. Nu puteai să porți acum. Era domnul Avram, puteai să porți un dialog cu Hațegan la fel și sunt câțiva care pot, dar cu câțiva nu pot. Ți-a zis, nu, ai avut parte de un astfel de moment în care te-a pus la respect sau urât, ți-a adresat? Nu, nu, n-am pățit. Dar care te-a amenințat dinainte, vezi că știu ce faci, Marc, ai grijă la... că te dau afară. Nu, mi s-a mai spus la pauză, vezi că dacă mai faci un foul 3, al doilea galben sau așa, dar nu am urmat atenționat. Nu cred că a fost o amenințare. Pe cine vezi acolo sus, în Liga 2, să se mențină să se ducă mai departe? Cred că Craiova vor fi până la final acolo 1, 2, 3 cu siguranță și din ce am văzut jocuri așa, cred că Suspoli Timișoara, o echipă solidă. Adică îi vezi să promoveze direct în fața celor de la Petrolul, Rapid, Cluj? Da, nu știu, Rapidul cu Petrolul să se așeze mai... Se mai pot încurca, nu mi se pară echipe, ale mi se pare echipe mai solide, mai care, uite, n-a pierdut mai deloc. Mai constant. Da, mai constant. Adică, chiar dacă jocul lor nu e frumos al lui Asopoli sau, dar mi se pare echipe mai, au și jucători mai cu experiență, nu știu. Eu nu-i văd pe Petrolul, că părerea mea, nu-i văd în primele două locuri. Păi, nici la ei nu e o situație ok, adică o presiune și la Petrolul. Da, tot de câțiva ani se chinuie și ei să promoveze și Rapid și Petrolul. Cred că 2 ani, 3 ani. Mi-am prelungit încă un an înțelegerea cu opțiune dacă promovăm să se mai prelungească automat încă un sezon. Și am făcut asta deoarece am simțit că sunt dator să duc și echipa înapoi în prima ligă alături de cei care au mai rămas din anul în care am retrogradat. Și condițiile și de ce nu, până la urmă, suntem sinceri și salariul. Adică nu sunt povești cele despre Concordia Chiajna cu salarii mari, cu mii de euro în Liga 2, cum spun și cei din conducere, domnule, ce le mai trebuie acestor jucători, că au de toate. Așa e, să avem toate condițiile și de antrenament și de... Și financiare, suntem cu banii foarte bine. Acum fiecare jucător își negociază singur contractul și e plătit așa cum cred președintele, conducătorii. Deci nu, fiecare jucător are valoarea lui și trebuie plătit asemenea valori.
Păi da, dar uite că au mai apărut discuții, că erați nemulțumiți, erați supărați, au fost niște certuri, că are Adrian Lulacu un salariu imens și voi, la un moment dat, vă și ceruseră să mai tăiați, nu? Da, am, nu știu dacă anul ăsta e cazul. În anii trecuți am mai micșorat contractele, normal, dacă nu sunt, nu sunt rezultate, trebuie să fim și noi, să ajutăm clubul, a fost și pandemia. Dar referitor la salarii, la scandal, nu, între noi jucători nu a fost nicio problemă și nu cred că știe nimeni de fiecare cât câștigă și așa mai departe. Noi oricum suntem o familie și ne înțelegem bine. Bine, astea le mai tot auzim, așa, par povești. Dacă v-ați înțelege foarte bine și ați fi o familie, n-ați avea rezultate și mai bune și nu ați fi în această situație, aș fi curioasă de ce crezi tu că este Concordia Chiajna în josul clasamentului și ce s-a întâmplat? Principalele vinovați suntem noi, jucătorii. Am jucat, nu contează cine ne antrenează până la urmă. Păi da, că ați schimbat ceva antrenor. Exact, anul acesta suntem la, cred că, al treilea. Nici patru. Nu mai știi sigur. A fost domnul Bratu, după aia a venit domnul Moldovan interimar și acum e domnul Niculescu, da. Și acum mie și antrenorul contează, că depinde ce spune, ce trasează ca idei, dar noi am jucat și noi suntem principali vinovați. Am avut toate condițiile să fim acolo sus la promovare și ați văzut și la meciul cu Craiova, avem și echipă să, am fi avut și echipă să ne batem, dar în unele meciuri nu am fost așa cum a trebuit. Nu aveți tocmai o perioadă simplă după acest duel cu Craiova, vine și un Petrolul. Da, avem un meci greu cu Petrolul și după aia avem și cu Asopoli, jucăm cu trei trei candidate la promovare, da. Acum i-am auzit și pe cei de la Craiova să jucăm la fel cu toți. Normal, nu jucăm cu Petrolul să câștigăm, deoarece avem nevoie de puncte să nu avem emoții la retrogradare.